vom începe cu rugăciunea Fereatei Ceresc. Simpozion care este organizat în fiecare an de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Avem bucuria ca această conferință să fie susținută de către Părintele Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Anglia, mănăstire care prelungește rugăciunea și înțelegerea pe care Dumnezeu, prin Sfântul Ioan, a dat-o lumii, prin cuvântul pe care îl purtăm cu toții în inimile noastre. Ține mintea ta în iad și nu desnărăștui. Conferința pe care Părintele o va susține poartă titlul Preoția Împărătească, având în vedere, în același timp, lansarea cărții Părintelui, intitulată Veșnicul Astăzi, carte care a apărut la Librăria Bizantină în traducere românească. Cartea completează aparițiile Părintelui în limba română și aduce aproape de sufletul nostru înțelegerea pe care Dumnezeu a dat-o prin Sfântul Siloam. Părintele Zaharia se află în România de 3 zile. De acoperământul Maicii Domnului a slujit la Biserica Sfântul Grigorie Palamar, în campusul Universității Politehnică. Urmând ca după această conferință și după ce își va sfârși lucrările pe care le are, să meargă să conferențieze și în alte zone ale țării. Doresc să menționez că conferința se va derula după programul obișnuit. Părintele ne va împărtăși cuvântul, urmând ca imediat după aceea, dumneavoastră veți putea pune întrebări scrise, iar în măsura în care timpul ne permite, vom încerca să acoperim toate răspunsurile. Părinte Zaharia, bine ați venit la noi, vă mulțumim din suflet și vă ascultăm cu drag.